15 șoferi s-au ales cu amenzi pentru că nu au cedat trecerea ambulanțelor și pompierilor în timpul operațiunii Girofar. Aceasta s-a desfășurat în orașul Orhei. Cei care nu au permis trecerea mașinilor cu prioritate riscă amenzi de până la 900 de lei și 4 puncte de penalizare. Operațiunea a fost organizată de către angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică în comun cu polițiștii și angajații de la IGSU. Scopul acesteia este de a educa șoferii să ofere prioritate mașinilor speciale în situații de urgență și să evite accidentele.